bucur să vă întâlnesc din nou pe calea undelor și să vă salut cu pacea Domnului Iisus într-o seară de toamnă târzie, când Domnul Hristos pășește din nou în casele noastre. Este privilegiul meu să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri nobile care mi se par de mare actualitate, mai ales pentru creștinismul modern și creștinismul care se identifică cu rămășița poporului Dumnezeu care așteaptă pe Domnul Hristos. Subiectul din această seară, așa cum probabil a fost anunțat, este intitulat Salvat prin Har, dar judecat după fapte. Sigur că acest titlu însuși este un titlu care provoacă, stârnește război, frustrare, întrebări, nedumeriri. Noi înșine oscilăm între credință și fapte, între fapte și credință. Cum le putem reconcilia? Știți, există două versete biblice pe care aș dori să le analizăm împreună în debutul acestui studiu, și anume declarația Domnului Hristos, o întrebare care Mântuitorul a adresat-o atunci, pentru acum, nu? Din Luca, capitolul 18, versetul 8, și o altă declarație pe care tot Domnul Hristos o face, de data aceasta în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Haideți să începem cu declarația din Luca, capitolul 18, versetul 8. Dar când va veni Fiul omului pe pământ, oare va mai găsi el credință? Observați, expresia Domnului Hristos nu se referă la credințe sau ideologii cu caracter religios. Întrebarea Domnului Hristos este simplă. Când va veni Fiul omului pe pământ, oare va mai găsi el credință? Păi de care credință? Credință de copil. Adevărat, adevărat vă spun că nimeni nu poate intra în împărăția cerului fără să aibă o credință ca acești copilași, o inimă curată ca acești copilași. Deci Mântuitorul se referea la o credință în El, o credință în El ca Mântuitor și Salvator personal, o credință în Tatăl Ceresc ca un suveran absolut al întregului univers. Când va veni Fiul omului pe pământ, oare va mai fi cineva ca să se încreadă în mine ca și un copilaș? A doua declarație e, așa cum spuneam, din Cartea Apocalipsei, capitolul 22, versetul 12, unde același Domn Iisus Hristos face o declarație atunci pentru acum. Iată, eu vin curând. Acest curând se împlinește astăzi, evident. Spunea Iisus atunci, pentru acum, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta sau faptele lui. Observați că ceea ce Domnul Iisus ne spune aici este că El va da răsplata după fapte. Cum putem reconcilia noi aceste două declarații? Este o armonie, putem crea o armonie între aceste versete pe care le avem în Scriptură, sau putem produce un război? Care este intenția și care este plăcerea noastră? Între când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi El credință? Iar când va veni El, va aduce răsplata care se va da nu după credință, ci după fapte. Putem produce un război între aceste două texte sau putem crea o armonie duhovnicească, o armonie spirituală pe care El însuși, Domnul Hristos, o produce în toată Scriptura? În primul rând, aș vrea să definesc mesajul din Luca, capitolul 18, versetul 8, în legătură cu credința. Va mai găsi El credință pe pământ? Această întrebare definește, de fapt, prieteni, atitudinea omului față de Dumnezeu. Adică atitudinea mea, atitudinea ta, atitudinea noastră față de Domnul Hristos. Mai avem noi credință când se întoarce El sau ne-am pierdut credința în El, în abilitatea Lui de a ne mântui, de a ne salva, de a ne hrăni în pustie, de a pune o masă în pustie? Am pierdut noi acea dimensiune a credinței pentru lumea nebunie, nu? Pentru lumea nebunie, dar pentru noi este puterea Lui Dumnezeu, spunea Apostolul Pavel. Evanghelia, predicarea Evangheliei este puterea Lui Dumnezeu, pe când pentru lume este o nebunie. Acum, credința despre care vorbește Domnul Hristos aici în Luca, capitolul 18,
se referă la credința pe care o avem noi atunci când toată lumea din jurul nostru nu mai are credință. Este o credință care stă solitară ca bradul iarna și care nu depinde de circumstanțe, nu depinde de opinia omului sau oamenilor, nu depinde de influențele și de impresiile sau presiunile dinamicii sociale, nu are nimic de a face cu ceea ce se întâmplă pe pământ. El, Domnul Hristos, vorbește de o credință înfiorătoare. O credință care mută munții, o credință care face ca bobul de muștar să crească într-un pom enorm. Această credință este detrimentală tuturor legilor empirice, celor cinci legi empirice ale lumii științifice. Este o credință care îl transportă pe om în lumea supranaturalului dumnezeiesc, supranaturalului Domnului Iisus Hristos, într-o lume a îngerilor, într-o lume a Tatălui nostru din cerul, a suveranului Universului și a Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. Aceasta este credința despre care Domnul Hristos întreba atunci pentru acum. Sigur că aceasta, încă o dată revin, este prin definiție atitudinea mea, atitudinea ta, atitudinea noastră față de Dumnezeu. Acum, când vorbim despre Apocalipsa 22 cu 12, că iată că vin, dar nu răsplătesc după credință neapărat, ci răsplătesc după faptele pe care credința a produs-o sau le-a săvârșit în tine în timpul vieții. Răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Ei, aceasta de fapt este nu atitudinea omului față de Dumnezeu. Aceasta este atitudinea lui Dumnezeu față de om. Când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi el credință. De care? Credință mântuitoare. Credință care să-l facă pe om să se piardă în Hristos, să-l facă pe om să se ascundă în Mântuitorul Iisus și să nu ne mai vedem noi deloc, să se vadă frumusețea caracterului Mântuitorului nostru, Iisus Hristos în noi. Noi să nu existăm să a identitate, ci să existe doar Hristos în noi. Aș vrea să vă spun că versetul din Apocalips, capitolul 22, versetul 12, nu are nimic de a face cu mântuirea, ci are de a face cu sfințirea. Iată, eu vin curând, răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Deci faptele scot în evidență lucrarea Domnului Hristos, lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea Tatălui Ceresc în noi ca să producă această sfințire a caracterului. Dacă credința din Luca 18 se referea la mântuire, declarația din Apocalipsa 22 se referă la sfințire. Amândouă sunt fundamentale. Din nefericire, dragii mei prieteni, aș vrea să spun că noi ca și oameni, de când creștinismul este confruntat cu o eră a renașentismului, a progresismului, a ideologiei neomarxiste, creștinismul este la răspântie de drumuri. Există un cancer care bântuie prin bisericile noastre și anume credință fără fapte și fapte fără credință. Nimic nu este mai periculos decât aceste două vânturi care cern și seceră multe suflete și multe vieți de credincioși în bisericile creștine, în poporul lui Dumnezeu, dacă vreți. Suntem într-adevăr la răspântie de drumuri și ne confruntăm cu două curente, credință fără fapte și fapte fără credință. Ce evidențiază credința? Ce evidențiază sau ce scoate în evidență faptele? Aceste două întrebări mi se par destul de raționale, pline de bun simț și nu numai că sunt raționale și logice și pline de bun simț, dar pretind și un răspuns, nu-i așa? Dacă spuneam credința reflectă relația omului cu Dumnezeu, faptele reflectă lucrarea lui Dumnezeu în om, este foarte important să înțelegem acest lucru. Credința reflectă relația omului sau cum mă raportez eu la actul mântuitor care este al lui Dumnezeu, credința mea față de ce face Dumnezeu pentru mine, iar faptele reflectă lucrarea lui Dumnezeu în om, însemnând că
undeva, cândva, i-am permis lui Dumnezeu să producă în mine o schimbare extraordinar de frumoasă pe care nici măcar nu o observ. Vă invit să deschidem Biblia la Evrei, capitolul 11, versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, adică există, nu suntem atei, nu? Și că răsplătește pe cei care îl caută. Iată ce frumoasă declarație, credința într-adevăr reflectă relația omului cu Dumnezeu. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Adică fără credință nu avem o relație. Până la urmă, nu avem o relație cu Dumnezeu. A doua declarație, faptele reflectă lucrarea lui Dumnezeu în om. Suportul acestei idei se găsește în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, care ne spune căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci această chestiune este extrem de importantă pentru noi, prieteni. Dumnezeu a produs fapte bune, a pregătit fapte bune pentru noi mai dinainte ca eu și tu să ne fi născut și să ne le pună la dispoziție, pregătite de El mai dinainte, ca noi să umblăm în ele în momentul în care suntem zidiți în Hristos. Pentru că dacă nu suntem zidiți în Hristos, traducând termenul în limbaj contemporan, dacă nu ne pierdem în Domnul Hristos, dacă nu ne ascundem în Domnul Hristos, dacă identitatea noastră nu este copleșită de identitatea Lui, dacă prezența dragostei sale nu invadează fiecare spectru a fiecarei celule din trupul și mintea noastră, deci zidirea în Hristos este fundamentală pentru producerea acestui miracol, fapte bune create de Dumnezeu mai dinainte, pentru mine, pentru tine, ca noi să umblăm în ele. Numai cu condiția în care suntem zidiți în Hristos, așa cum spuneam, ne pierdem identitatea și lăsăm pe Domnul Hristos, apare El în fiecare aspect al vieții mele, în fiecare detaliu a sufletului meu, cum privesc, cum zâmbesc, cum ridic tonul, în toate detaliile, cele mai mici detalii ale vieții mele, trebuie să se reflecte Hristos. Atunci, Dumnezeu poate confirma, da, într-adevăr, omul ăsta este zidit în Hristos. El a dispărut și a apărut Hristos. Există un factor arbitrar și anume voința omului. Să știți că voința omului are un rol determinant în decizia mântuitoare. Atitudinea omului față de Dumnezeu depinde foarte mult de voința noastră. Spuneam în Efeseni 2 cu 10 că Domnul Hristos a pregătit fapte bune, adică un caracter în care să umblăm mai înainte ca noi să fie existat, nu? Să umblăm în faptele bune. Când mai înainte? Întrebarea mea este, bun, Doamne, când ai pregătit acele fapte bune pentru mine, ca eu să umblu în ele, înainte de a mă naște? Bun, dar când? Și uitați ce spune Ieremia, capitolul 6, versetul 16, care ne confirmă cu adevărat că, într-adevăr, Domnul Hristos a pregătit aceste fapte bune pentru noi înainte. Hai să citim textul care clarifică și face lumină în toată obscuritatea acestei noțiuni. Așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Deci observați, dacă facem o corelație inteligentă între Ieremia 6 cu 16, care ne spune că Dumnezeu a creat o cale din vechime, și noi trebuie să umblăm pe această cale. Practic, aceasta este nimic altceva decât versiunea Vechiului Testament a declarației din Efeseni. Căci Dumnezeu, în lucrarea sa, de zidirea noastră în Hristos, a pregătit fapte bune mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci aceste fapte bune sunt făcute
mai dinainte, undeva în trecutul istoric al omenirii, unde Ieremia confirmă: umblați pe cărările cele vechi, întrebați care sunt cărările cele vechi. Păi de ce? Alea noi nu sunt bune? Uitați-vă la mișcările progresiste, uitați-vă la mișcările care demolează fiecare principiu și fiecare valoare morală a familiei creștine, care finalmente a susținut moralitatea umanității până astăzi. Stați în drumuri, uitați-vă în dreapta, în stânga, întrebați, dacă nu știți, care sunt cărările vechi? De unde vine credința adevărată despre care Luca 18 spunea? Care sunt cărările vechi? De ce nu le cunoaștem? Păi sunt atât de vechi că s-a deconectat generația prezentă de istoricul și de realitatea istorică a creațiunii, a genezei, nu? Întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Deci calea cea bună vine din cărările cele vechi. Și când găsiți cărarea cea veche, umblați pe ea. Vă îndemn, spunea Iuda, să umblați în credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Primii sfinți care au fost pe pământ au fost Adam și Eva, prieteni. Deci credința dată sfinților odată pentru totdeauna este credința dată lui Adam și Eva când Domnul Hristos a fost reprezentant ca miela lui Dumnezeu, sacrificat pentru prima oară în fața lui Adam și Evei. Acea credință, acea cale bună este de atunci până astăzi la fel de valabilă. Nimic nu se schimbă. Dumnezeu este neschimbător. Eu sunt Domnul și nu mă schimb, spune el. Noi oamenii ne schimbăm percepția despre viață, circumstanțele ne împing sau ne determină la o schimbare de viziune sau de opinie. Dar voința mea și voința ta, prieteni, are un rol determinant în cum mă raportez la darul lui Dumnezeu, la mântuire. Umblați pe cărarea cea bună după ce ați găsit-o și veți avea odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund: nu vrem să umblăm pe ele. Deci degeaba a pus Dumnezeu o cale înaintea noastră. Degeaba ne-a pus Dumnezeu cărarea cea veche. Degeaba ne-a dăruit Dumnezeu indicatoarele care să ne conducă la cărarea cea veche. Când omul spune cu încăpățânare: nu vreau să umblu pe ele, nu vreau să umblu pe cărarea aceasta, nu vreau să umblu în faptele bune despre care tu mi-ai vorbit în Efeseni, nu vreau să fiu zidit în Hristos. Toate acestea, practic, generează atitudinea de gen Cain, care s-a încăpățânat să-i slujească lui Dumnezeu pe calea cea veche. Foarte, foarte important este intenția noastră. Dacă voința are un factor sau este un factor determinant în mântuirea mea și a ta și a noastră, sigur că acum e vorba nu numai de voință, puterea mea de voință de a sta cu încăpățânare împotriva lui Dumnezeu sau de a cădea zdrobit la picioarele crucii și să aș spune: Doamne, ajută-mă Tu, că nu știu, nu pot, nu cunosc. Asta e un aspect, puterea noastră de voință. Dar mai există o altă chestiune care trebuie să fie sfințită prin Harul lui Dumnezeu, și anume intenția tuturor acțiunilor și faptelor noastre. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Observați atitudinea lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a trimis pe Domnul Hristos în lumea asta ca să stea cu ciomagul la colț, să-ți dea în cap atunci când ai greșit sau ai păcătuit. Nu. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Bine, vine și o vreme a judecății. Vine și o vreme a răsplatei după fapte, nu? Așa cum spunea Apocalipsa 22 cu 12. Dar inițial, Mântuitorul a venit pe pământ la prima sa venire, nu ca să judece, ci ca să mântuiască și cei care cred în el să fie mântuiți. Acum când va veni a doua oară, bineînțeles pe norii cerului, sigur că va veni și cu judecata lui Dumnezeu. Ma merge puțin la o chestiune care frământă pe foarte multă lume, legalismul acesta bolnav, bolnăvicios, cum vreți să-i spuneți, are ceva de a face legalismul cu legea lui Dumnezeu? Are ceva de a face perfecționismul cu perfecțiunea? De ce întreb aceasta? Pentru că Domnul Hristos a respectat toate poruncile lui Dumnezeu, fără să fie legalist?
Și Domnul Hristos a fost perfecțiunea întruchipată, fără să fie perfecționist. Din nefericire, creștinismul nostru bolnav, hibrid, altoit, într-o rădăcină sau într-o viță de vie sălbatică, a produs fructe sau roade sălbatice, nu? Acre, roade acre, care nu pot fi degustabile. Atunci când noi, în numele perfecțiunii, devenim perfecționiști și în numele legii lui Dumnezeu, celor 10 porunci, devenim legaliști. Legea, prieteni, arată neprihănirea autorului ei, neprihănirea lui Dumnezeu, care este autorul legii. Legea arată neprihănirea nu a noastră, ci a lui Dumnezeu. Legea dă cunoștință despre păcat, așa spune Roman, capitolul 3, 20, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Deci rațiunea pentru care legea există și trăiește este ca să arate neprihănirea unui Dumnezeu creator, neprihănirea artizanului Universului, o neprihănire care este prea înaltă pentru noi ca să o putem obține prin fapte, ci putem să o obținem doar prin credință. Pe de altă parte, această neprihănire sau această lege a lui Dumnezeu ne ajută să ajungem în situația în care spunem, o, nenorocitul de mine. Haideți să tragem câteva concluzii. Legea lui Dumnezeu, care este copia caracterului său, legea lui Dumnezeu arată neprihănirea autorului, așa cum am menționat câteva momente înainte. Legea arată ce ar trebui să fim noi și nu suntem, pentru că nu avem această neprihănire. Legea arată, pe de altă parte, imposibilitatea naturii umane de a produce o neprihănire proprie. Legea spune, nu încercați să vă prefaceți că sunteți mai buni, că nu sunteți. Legea așează caracterul nostru imperfect în contrast sau antiteză cu caracterul perfect al autorului legii, care este Dumnezeu. Pe de altă parte, legea este clopotul din conștiința noastră, prieteni, sau dacă vreți, dușul rece al realității care spune nu poți singur. Legea ne duce la disperata nevoie de un mântuitor. Adică, o, nenorocitul de mine, asta este disperarea. Întrebare, cine mă va izbăvi? Iată omul ajuns în genunchi în fața acestei mari neprihăniri prezentate de legea lui Dumnezeu, care este însuși neprihănirea caracterului Hristos, pe care noi nu avem. Și aceasta ne îngenunchează, ne face să disperăm și să ajutăm să spunem, Doamne, cine mă va izbăvi? Deci, în conflict cu acest mare standard, în conflict cu acest mare statut al legii lui Dumnezeu, noi avem nevoie de o neprihănire care nu este a noastră. Când am fi putut noi să producem o neprihănire pe care legea să nu o respingă? Dacă de la început, de la naștere până la moarte, noi n-am fi păcătuit niciodată și viața noastră ar fi fost sfântă, n-am fi avut nevoie de o neprihănire care să vină de sus, pentru că am fi avut neprihănirea noastră, dar din nefericire noi am păcătuit și e suficient o singură dată să păcătuim ca să fim descalificați înaintea lui Dumnezeu și înaintea standardului, nu? Legii lui Dumnezeu, într-o așa manieră încât să nu putem produce o neprihănire a noastră. Problema, prietenii, nu este în lege, în legea lui Dumnezeu, în cele 10 porunci, să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, legi morale pline de bun simț, nu? Problema nu este în lege sau în porunci, problema e în noi. Noi încercăm să dăm cu legea afară pe geam, că ne deranjează, că ne arată întotdeauna uriciunea caracterului nostru. Și, bineînțeles, că am cele 3 mari DC-uri pe care le-a rostit Pavel vreodată. Bine, el a mai făcut câteva declarații începând cu de ce, dar în contexte diferite. Însă în relație cu legea lui Dumnezeu, cu poruncile lui Dumnezeu, apostolul Pavel are 3 declarații care sunt extraordinare. Prima declarație se găsește în Roman capitolul 8 cu 31. Deci ce vom zice?
legea este ceva păcătos, nu? Mulți oameni spun că legea este ceva păcătos și nu avem nevoie de acest lucru. Dar Pavel vine și spune nici de cum. Deci, ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Și Pavel zâmbește. Nu, oamenilor, după 2000 de ani, măi, oameni buni, stați liniștiți, mai. Nici de cum. Legea nu este ceva păcătos. Dimpotrivă, adică opusul. Dacă legea nu e păcătoasă, este opusul, spune, dimpotrivă. Păcatul nu l-am fi cunoscut decât prin lege, de pildă. N-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Al doilea, deci ce vom zice, este rostit în Romani, capitolul 9, versetul 30. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu atunci când noi încercăm să ne mântuim pe noi înșine și cădem din nou învinși de păcat, ne supărăm pe Dumnezeu și luăm la întrebări și noi înșine punem la îndoială caracterul și nobilitatea sa nobilitatea de caracter al lui Dumnezeu, întrebându-ne, Doamne, oare suntem cobaii tăi? Ne-ai pus să trăim o viață după niște principii și niște standarde morale pe care noi nu le putem atinge niciodată. Știm că nu putem atinge niciodată, ne-ai cerut aceasta, numai ca să-ți bagi joc de noi și să ne vezi cum ne chinuim așa într-o cușcă ca și șobolanii ăia. Aceasta este caracterul lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, în momentul în care oamenii încep să gândească așa, pun la îndoială dacă Dumnezeu are un caracter corect sau dacă este într-adevăr nedreptate în acest Dumnezeu. Versetul spune, deci ce om zice, nu cumva este nedreptate Dumnezeu? Și Pavel spune, oameni buni, nici de cum. Nu? Noi avem probleme. Nedreptatea e în noi, nu e în Dumnezeu. Și ultimul, deci ce om zice, se găsește în Romani 6 cu 1, unde spune Pavel, ce vom zice, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum, urmează versetul 2 din Roman, capitolul 6. Deci iată, prieteni, să păcătuim mereu, păi dacă tot nu putem ține legea, păcătuim că se mulțește harul și așa mai departe. Păi nu tot Pavel spune că cu cât oamenii au ajuns mai păcătoși, cu atât harul s-a mulțit mai mult? Da. Dar asta o face Dumnezeu. Nu o face din cauza de determinării faptului că noi ne încumetăm să păcătuim mai mult ca să primim mai mult har. Nu. Asta este o încumetare, o prezumție care nu are nimic de a face cu credința. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Deci ce vom zice? Este nedreptate la Dumnezeu? Nici de cum. Deci ce vom zice? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Iată, prieteni, problema nu e la noi, nu este în legea lui Dumnezeu, ci este la noi. Problema nu este în poruncă. Pavel spune că în Roman, capitolul 7, versetul 24, că legea este sfântă, nu? Și porunca este dreaptă, sfântă și bună. Așa că problema nu e acolo, problema e la noi. Mergem puțin mai departe în traseul acesta al Cuvântului Dumnezeu și vom descoperi lucruri frumoase și minunate. Avem nevoie de Domnul Hristos. Asta este realitatea. Singuri, în fața acestui mare standard al perfecțiunii așezat de legea Dumnezeu în întreg universul, noi nu avem nicio șansă ca pământenii să ne întoarcem acolo, în sfera aceea frumoasă și minunată din care omul a căzut. Dar slavă Tatălui din ceruri, pentru că l-a împărtășit pe Domnul Hristos, Fiul Său, cu noi. Avem nevoie de Domnul Hristos. Problema, așa cum spuneam, nu este în lege, ci problema este în noi. Așa că legea este negreșit, sfântă, dreaptă și bună. Și în contextul acesta aș vrea să venim față în față cu realitatea crudă. De ce nu putem avea o neprihănire a noastră? De ce? Simplu, întreb și eu. De ce eu nu pot să produc neprihănirea mea prin păzirea celor 10 porunci? Păi nu pot din cauza declarației pe care tot Pavel o face în Roman, capitolul 3, versetul 23, unde ni se spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava viitoare. Deci, din momentul păzirii legii lui Dumnezeu prin puterea Harului Domnului Hristos, noi suntem sau ne considerăm
că producem o neprihănire, dar de fapt nu este a noastră, este a Domnului Hristos. Dar înainte, viața noastră nu ne-a recomandat. Un singur păcat este suficient ca să ne deposedeze de posibilitatea de a produce noi înșine propria noastră neprihănire. Asta este realitatea crudă, prieteni. Căci toți au păcătuit, adică în acei toți mă încadrez eu, tu, noi, toți cei care suntem prezenți pe calea undelor. Noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de abilitatea de a produce o neprihănire care să acceseze slava lui Dumnezeu. Noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Mergem puțin mai departe. Deci, să zicem că suntem niște robi netrebnici, nu? Dar de ce să zicem că suntem niște robi netrebnici? Vă invit să deschidem Bibliile în Luca, capitolul 17, versetul 10. Nu avem o neprihănire a noastră. De ce? Pentru că suntem niște robi netrebnici, dar când suntem robi netrebnici? Când facem lucruri rele sau când facem lucruri bune? Întrebare de 100 de puncte, nu? Chiar eu cred personal că noi suntem netrebnici atunci când facem fapte bune. Vei spune întrebarea aia, frate Liviu, ați nebunit? Nu. Haideți să citim Luca, capitolul 17, versetul 10. Noi suntem robi netrebnici atunci când facem fapte bune. Dacă nu le facem noi, le face Domnul Hristos. Când împlinim datoria noastră față de Dumnezeu, atunci suntem robi netrebnici. Păi atunci când nu împlinim datoria față de Dumnezeu, ce suntem? Păcătoși pierduți, nu? Deci, haideți să citim textul pentru clarificare. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Deci, iată, versetul clarifică nebuloasa aceasta. De ce suntem noi robi netrebnici? După ce am făcut tot ce mi s-a poruncit de Dumnezeu, să avem, auzi, domnule, curajul să spunem totuși, rămânem niște robi netrebnici, pentru că am făcut ce eram datori să facem. Spuneți-mi, dacă am făcut ce eram datori să facem, aceasta va justifica mântuirea noastră? O nu. Suntem, chiar atunci când trăim de acord cu voința lui Dumnezeu, rămânem sau avem statutul de robi netrebnici, prieteni. Este o declarație destul de jignitoare pentru cei care încă au un eu personal care vrea să se mântuiască pe sine însuși. Dar uitați-vă la Iona. Iona a vrut să fie mântuit în termenii și condițiile stabilite de el. Și Dumnezeu a zis, Iona, ai ajuns atât de departe că nu te pot mântui decât dacă vrei să mă lași să te scuip din gura peștelui. Și Iona s-a gândit, bine, Doamne, dacă nu m-a scuipat din gura peștelui, pot să fiu mântuit? Atunci mai bine așa decât nescuipat. Petru, săracul, cine, Doamne? Tu să-mi speli picioarele? Iisus i-a spus, dacă nu te spăl eu, nu ai parte cu mine de împărăția lui Dumnezeu. Petru s-a gândit și el, Doamne, mai bine spală-mă tot decât să-mi speli numai picioarele. Observați dumneavoastră, în contextul acesta, mântuirea este generată de Dumnezeu, iar omul doar trebuie să accepte, să se alinieze sau să supună voința lui, voinței Tatălui nostru din ceruri. Mergem puțin mai departe, câteva gânduri de relație. Motivația acțiunilor noastre contează. Deci, iată, spuneam despre intenție, spuneam despre puterea de voință. Acum vorbim puțin despre motivația acțiunilor. Ce ne determină pe noi să facem ceea ce facem, să zicem ceea ce zicem, să gândim ceea ce gândim? Iată un text foarte interesant din Hristos Luna Lumii, pagina 300, paragraful 1. Inima mândră se luptă să câștige mântuirea. Prieteni, e trist că inima mândră se luptă să câștige mântuirea. Textul e clar, atât vrednicia sau meritele, cât și titlul nostru pentru cer, se găsesc toate în neprihănirea Domnului Hristos. Un alt gând de reflexie este în Fapte Apostolului 552, paragraful 2, unde autorul inspirat spune, dacă mântuirea noastră ar depinde de strădanile noastre, atunci nu am putea fi mântuiți. Dar, continuă, ea depinde de acela care se află înapoi a tuturor promisiunilor sau tuturor făgăduințelor lui Dumnezeu.
Ce minunat este că avem un Mântuitor, un Domnul Hristos, care finalmente realizează, știe și de aceea ne-a și venit în întâmpinare, pentru că omul este incapabil să se mai salveze pe el însuși. Așa cum omenirea astăzi este incapabilă să se mai salveze pe ea însăși, tot așa și noi, ca oamenii în cele religioase, suntem incapabili să ne salvăm pe noi înșine. Neputința lui Dumnezeu, dragii mei prieteni, nu știu dacă ați auzit vreodată de neputința lui Dumnezeu, dar eu am găsit un text interesant în Pana Inspirată, unde arată când Dumnezeu e neputincios, când îl leagă omul pe Dumnezeu de mâini și nu mai poate să facă nimic. Bine, vorbesc metaforic, mă înțelegeți, nu e vorba de o încumetare, ci textul, Domnul nu poate face nimic. Auzi? Domnul nu poate face nimic pentru refacerea omului. Până când? Până când, convins de propria slăbiciune și scăpat de încrederea de sine, omul se predă conducerii lui Dumnezeu. Până atunci, când omul stă în propria slăbiciune și e convins de încrederea de sine că se poate mântui, Dumnezeu nu poate face nimic pentru refacerea omului. Punct. Este foarte trist, dar asta este declarația care m-a făcut să mă îngrozesc eu pe mine însumi. Atunci, dacă Dumnezeu nu poate face nimic până când eu nu renunț la ideea că eu mă pot mântui pe mine, de unde începe, mă frate, pocăința? Adeseori am auzit expresia, o, dragii mei frați, când am venit eu înapoi la Domnul, am făcut o juruință că voi fi mai bun și așa mai departe. Ați auzit de texte de genul ăsta? Când eu am venit înapoi la Domnul, fraților, noi n-am venit la Domnul înapoi niciodată. Suntem incapabili să venim înapoi la Domnul. Domnul Hristos a lucrat pentru schimbarea noastră. El ne-a adus înapoi. Nu noi am venit la El. Sigur, am venit la El pentru că ne-am simțit motivați de slăbiciune, ne-am simțit pierduți și în exercițiul puterii voinței noastre am zis, oh, vreau să mă întorc înapoi acasă la Tatăl, așa cum a făcut-o Fiul risipitor. Voința noastră generează putere de la Dumnezeu. În momentul în care noi avem și voința, avem și înfăptuirea lucrurilor frumoase din viața noastră. Deci, până la urmă, de unde începe pocăința? Neputința omului. Iată declarația frumoasă. De-abia așteaptă Dumnezeu să nu mai poți tu nimic ca să poată El totul. Iată dacă în textul dinainte, Dumnezeu nu putea să facă nimic datorită mândriei mele, datorită infatuării mele, datorită încrederii mele de sine, că eu mă pot mântui și pot rezolva toate lucrurile din lumea asta și din univers. De data aceasta, Dumnezeu se uită după un moment, după o ocazie când eu spun, nu mai pot. Și atunci zice, de-abia așteaptă Dumnezeu să vadă că omul zice, nu mai pot. A Dumnezeu însuși să poată El. Ei, dacă nu mai poți tu, zice Tatăl nostru din ceruri, să știi, Liviu, că de acum înainte pot eu. Am așteptat momentul în care vei zice, nu mai pot, Doamne. Uite, eu intru în viața ta și ai să vezi câte lucruri pot eu ca Dumnezeu să fac în tine, dacă mă lași. Ce frumos e textul acesta, de-abia așteaptă Dumnezeu să nu mai poți tu nimic ca să poată El totul. O altă declarație care clarifică de unde începe pocăința, este omul contra lui însuși. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 10, de unde începe pocăința? În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată până când întristarea lumii aduce moartea. Cine produce întristarea aceasta? De unde? Că de aici începe pocăința, prieteni. De la întristarea aceasta, de aici începe pocăința cu adevărat. De la întristarea care este după voia Dumnezeu. Cum arată întristarea care este după voia Dumnezeu? Hristos în Lumii 300, pagina 300, paragraful 3 spune, adevărata întristare pentru păcat este urmarea lucrării Duhului Sfânt. Deci această întristare a noastră care este după voia Dumnezeu, așa cum spune a doua Corinteni 7:10, de fapt este o întristare produsă
de Dumnezeu, nu? Ce frumos! De unde începe pocăința? De unde începe mântuirea? Ce se întâmplă cu noi atunci când vrem, dar nu putem? Ce se întâmplă cu tine când vrei, dar nu poți? Adică cum? Prin fiecare păcat, prieteni, Iisus este rănit din nou. Și fiți atenți! Cum se produce întristarea? Atunci când privim la acela pe care noi l-am străpuns, plângem pentru păcatele care au adus chin și suferință asupra lui. Un astfel de plâns va aduce la renunțarea de păcat. Wow! Această declarație este de kilograme. Atunci când privim, fraților, cred că acesta este centrul subiectului nostru. Atunci când privim la Domnul Hristos, asta este secretul religiei. Privești la Mântuitorul, povestești cu El, nu-ți iei ochii de la Domnul Hristos. Adeseori am făcut-o. Și nu cred că e cineva care să spună că a realizat performanța să nu-și ia ochii de la Domnul Hristos nici o clipă zilnic. Nu. Dar sunt convins că atunci când îl privim și ne imaginăm acest tablou al crucificării Mântuitorului care a suferit pentru mine și pentru tine, atunci plângem. Și Domnul spune, asta e întristarea, asta e întristarea după voia mea. Un astfel de plâns ne va duce pe noi oamenii în poziția de a renunța la păcat. Cum? Dacă atâta suferință a produs plăcerea mea interzisă, păcatul meu, acelea pe care îl iubesc pe Domnul Hristos, atunci mai degrabă mă despart de păcate ca să mă despart de Isus. Finalmente omul ajunge atât de puternic încât voința lui să zică nu împotriva păcatului. E, ăsta este actul de naștere al pocăinței, un plâns care duce la renunțarea la păcat. Vă aduceți aminte inima mândră care a vrut să se mântuiască pe sine însăși? Petru. Uite-l pe Petru, cu o sabie înainte, să taie capul soldaților romani și așa mai departe. Și când l-a văzut pe Domnul Hristos legat, a luat-o la fugă. Și apoi a mers și a plâns cu amar. S-a dus în Ghețimani, în locul unde dormise când Iisus a rugat. Observați, plânsul lui Petru, întristarea lui Petru, era o întristare după voia lui Dumnezeu care producea sau era actul de naștere al pocăinței lui Petru. Ce frumos e, probabil că avem și noi un moment de genul ăsta în viață, îl recunoaștem, ne aducem aminte de momentul acela de insucces, de cădere, de teribilă tristețe pe care a produs-o păcatul nostru. Și acele lacrimi, acea durere, acea întristare care a fost după voia lui Dumnezeu ne-a făcut finalmente să renunțăm la păcat și să nu ne luăm ochii de la Domnul Hristos. Mergem la un alt text care mi se pare la fel de interesant. Nu există nicio altă cale de purificare a inimii decât prin credință în Hristos. Mulți cred că pocăința este o lucrare ce trebuie împlinită înainte ca ei să vină la Hristos. Auziți? Noi de multe ori vrem să ne albim, să ne spălăm noi și după aceea să ieșim la Domnul Hristos curați. Păi cum așa te prezinți în fața împăratului? Vino și tu cu haine curate. Dar de unde să le iau, mă, frate? Că n-am haine curate. Ma tale ai? Că eu n-am. Observați dumneavoastră problema. Mulți cred că pocăința este o lucrare care trebuie împlinită înainte ca ei să vină la Hristos. Dar eu cred că este o greșeală fatală, pentru că niciodată cei care încearcă aceasta, dragii mei, să creeze o pocăință, o lucrare de pocăință, ca să se curățească pe ei înșiși cu o neprihănire a lor și apoi să prezinte fața Domnului Hristos, ăștia nu vor veni niciodată la Domnul. Sau vor cădea pe cale descurajați. Mi-a trebuit ani de zile ca să accept să vin la Domnul Hristos așa cum sunt, pentru că am vrut să mă fac eu mai bun și după aia să mă duc la Isus. Cum poate Isus să primească un păcătos ca mine? Trebuie să mă fac bun și după aia să mă primească Isus bun. Că Isus primește numai oamenii buni, nu? Dar asta este un gând nebiblic. Domnul Hristos a primit la el pe păcătoși și după aia a început lucrarea de pocăință și de schimbarea caracterelor lor. De unde începe până la urmă pocăința? Ei trebuie să facă primii pași pentru a-L avea pe Hristos ca și apărător al lor. Este adevărat, spune textul, că pocăința este necesară pentru a primi iertarea păcatelor. Dar ca să găsească pocăința, păcătosul mai înainte de toate
trebuie să vină la Hristos, adică așa cum e. De fapt, până la urmă, după toate astea, pun și o întrebare. Atunci, cine este de fapt autorul pocăinței, Domnule? Eu sau Domnul? Haideți să citim textul. Pocăința nu poate fi trăită fără Hristos, deoarece El este autorul ei. Dragii mei, Domnul Hristos este autorul pocăinței. Deci nu eu, ci Domnul. El, Iisus, este izvorul la care ne putem înscrie pentru iertare. Deci iată-ne din nou în fața unei realități. Pocăința este creată sau autorul pocăinței este Domnul Iisus Hristos. Mai o întrebare care mi se pare la fel de importantă. De unde vine atunci căința și regretul? Iată că această căință și acest regret, acele lacrimi despre care vorbeam în 2 Corinteni, sau cum se naște căința, dacă vreți, aceasta este lucrarea Duhului Sfânt care conduce pe om la pocăință. Dorința căinței și darul iertării vin de la Hristos. Deci până și lacrimile noastre, dragii mei prieteni, sunt produse sau produsul prezenței Duhului Dumnezeu, a vocii sfinte, a Duhului Sfânt, care lucrează cu conștiința noastră bolnavă și adormită adeseori. Salvat prin har și prin credință, nu? Fiindcă prin har sunteți salvați, prin credință, și aceasta nu din voi înșivă, ci este darul lui Dumnezeu. Deci iată, dragii mei prieteni, declarația. Salvați prin har și salvați prin credință. Aceasta nu vine de la noi, ci este pur și simplu darul lui Dumnezeu. Vinerea viitoare vom continua acest subiect și vom merge mai departe în dezbaterea acestui subiect destul de, zic eu, incitant, care se cheamă salvat prin har, dar judecat după fapte. Este foarte important să știm și să înțelegem, dragii mei prieteni, că atribuțiile credinței sunt extrem de importante. Pentru că vorbeam de credință și vorbim de faptele care sunt produse de Dumnezeu în noi, credința este ceva pe care tu și eu nu putem pune degetul, dar se poate simți ca și vântul din Ezechiel, capitolul 37, care a adunat oasele acelea fără suflare. Credința crește în intensitate. Credința nu are în vedere cultură, rasă, etnie, poziție socială, nu? Credința este ceva care ne ajută pe noi, prieteni, să răspundă nevoilor noastre. Credința modifică cursul vieții noastre. Credința schimbă circumstanțele. Credința aduce într-un mod inevitabil fericire în viața noastră. Deci, prieteni, eu cred că credința este remarcată de toți ceilalți. Credința este demonstrată de Dumnezeu în noi, prin faptele făcute de El, noi, de El în noi, și credința conduce la iertare. În cartea Credința și Faptele, pagina 38, paragraful 4, mi se spune: noi nu putem face nimic, absolut nimic, pentru a ne recomanda bunăvoinței lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne încredem deloc în noi înșine sau în faptele noastre bune, dar atunci când venim la Domnul Hristos ca niște făpturi păcătoase și supuse greșelii, putem găsi odihnă în iubirea Lui. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze în această seară, cu harul Său și cu mila Sa și cu dragostea Sa, să înțelegem într-adevăr că suntem salvați prin har, dar vom fi judecați după fapte.